Să deschideți Biblia în 1 Samuel, capitolul, ce descoperire aveți, capitolul 20. Nu știu dacă a citit cineva recent acest capitol, dacă ne uităm la titlul care îi se dă David înștiințat de Ionatan, știm povestea aceea adevărată, cum Saul se supără pe David, David îi spune lui Ionatan, măi, nu mă mai duc acolo, că dai, că tot vrea să mă omoare, Ionatan nu, și au ei înțelegerea aceasta, uite, dacă îmi vrei binele, vezi tu cam cum stau lucrurile acolo în absența mea și spunem să vin sau să mă car. Ionatan este de acord. Într-un fel nici nu-i vine să creadă că tatăl lui, adică împăratul Saul, chiar vrea să-l omoare pe David. Află adevărul, adevărul era dureros și îi spune, în mod codificat, îi spune lui David, copile, repejor. Știți, ideea aceea, poate ați citit, v-ați gândit, spune, eu o să trag o săgeată și o să-i spun copilului, vezi că-i dincolo de tine, aleargă, asta înseamnă du-te. Sau vezi că-i dincoace de tine, deci e ok, poți să vii. Acum întrebarea mea, v-ați gândit, de ce face Ionatan toate lucrurile acestea? Din punct de vedere omenesc, știți ce ar fi trebuit să zică Ionatan? Pă, tata să te împuște cât mai repede, să te omoare, că urmezi eu. Adică eu voi fi moștenitorul tronului. Practic, câtă vreme ești în viață, tu ești rivalul meu și toată lumea vede că mă surclasez. Câtă vreme trăiești tu, și asta îi va spune și Saul până la urmă, bă, copile, tu n-ai minte. Tu nu-ți dai seama că ăsta câtă vreme e în viață, tu n-ai nicio șansă la tron. Și totuși Ionatan spune, îți spun adevărul, du-te că tata vrea să te omoare. Care ar fi învățătura practică de aici? Eu am luat următoarea învățătură. Când ai făcut un legământ, ține-te de el. Păstrează-l. Știți că, de fapt, ce-a fost la bază? Ionatan face anterior cu David un legământ. Un legământ de pace. Un legământ de colaborare. Citiți acolo, foarte frumos. Și acum, după câtva timp, când poate ți-ar veni alte idei și ai spune, eu m-aș putea purta așa altfel. Ionatan spune, nu. Eu am făcut un legământ. Eu mi-am dat cuvântul că vom fi prieteni, că ne vrem binele. Eu nu rup legământul. Nu cal legământul. Așa pentru cultura mea. Câți dintre voi ați făcut măcar un legământ? Cu cine? A, ați făcut două cel puțin, da? Unii am făcut legământ cu Domnul. Întrebarea, ne ținem de el? Vin momente în viață în care să fii credincios legământului, trebuie să plătești un preț. Omenește, ești dezavantajat. În momentele acelea te poți schimba și istoria ne arată că mulți au rupt legământul, au călcat legământul. Evreii sunt experți în asta, în a rupe legământul cu Dumnezeu. Dar au fost din generație în generație oameni care spuneau chiar dacă nu ne scoate, chiar dacă smochinul nu, noi îi rămânem credincioși lui Dumnezeu. Noi păstrăm legământul. Am o rugăminte. Să învățăm de la Ionatan și de la David. Și David va păstra legământul și mai târziu, știți că va spune el, vreau să mă port cu urmașul lui Ionatan cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. De ce? Am făcut un legământ cu el. Și eu chiar dacă el a plecat, nu mă vede și toate celelalte, mă vede Dumnezeul în prezența căruia am făcut legământul. Dacă mă gândesc la legământul cu Dumnezeu, indiferent prin ce trec în viață, să nu îmi permit să rup legământul. Amin? Să păteți legământul.
No, n-ați avut ce face și mi-ați spus că unele ați făcut legământ cu soțul și altele ați făcut legământ cu soția, corect? Amin. Și? Și? Ne ține. E ușor? Sigur că e ușor, da, da, cu nevastă bună ca dumitale, să o întreb și pe sora sau numai, că depinde, știi pe cine întreb, da, da. Adică sunt momente în care, chiar astăzi am apreciat un frate, un frate foarte scump și matur, nu vorbim de copii. A spus, frate, trec prin vremuri de suferință fizică. Și sigur, eu predic despre suferință, dar când vine suferința la mine și nu pleacă, zice, în prima parte, am început să-i spun Domnului, Doamne, eu înțeleg, dar tu parcă nu știi cine sunt eu. Adică cât de credincios, cât bine am făcut, cum am folosit sănătatea pentru slava ta, pentru ajutorarea altora și... Dar nu-i singur, că toți am trecut pe aici, așa-i? Eu chiar îi spuneam, zic, fratele meu, eu când îmi povestești tu că eu am trecut un pic prin ce a trecut el, zic, știi ce aș vrea să-i spun Domnului? Doamne, ajunge! Din punctul meu de vedere, ajunge, adică ar fi vreme să-i pui capăt. Poate că Dumnezeu nu va pune capăt. Întrebarea, ce fac cu legământul cu Domnul? Și apoi să recunoaștem, nici în viața de familie nu-i totdeauna 8 martie, mai e și 1 aprilie. Sau sunt zâiene, sau ce-o fi, nu știu, fiecare cu aroma lui, da? Câteodată eu chiar mă întreb cum se întâmplă miracolul acesta că din făt frumos din tei ajungi făt frumos din lacrimă. Bine, ăștia tineri nu știți voi povești de genul ăsta și nici nu vi le tălcuiesc că vrem să vă căsătoriți. Când soțul nu mai este ce ai visat tu, cel puțin pentru un moment, când soția nu mai este ce ai visat tu, mai rămâi credincios legământului. Adică noi am făcut un legământ public în fața lui Dumnezeu. Doamne, și atâtea... Și știți, cel puțin generația noastră, eu spun, băi, ascultați-mă, orice ne-ar fi întrebat în ziua anunții, care era răspunsul? Da, Doamne, promit. Zic, nu mai zi acum, că dacă atunci zicea, băi, ești gata să tragă pielea de pe tine? Gata, știi că noi până la moarte. Zic, noi am făcut o promisiune, mai suntem credincioși. Uite, din 1 Samuel, capitolul 20, Dumnezeu mi-a reamintit lecția aceasta. Ai făcut un legământ, ține-te de el. Amin? Amin. Am putea pleca acasă, dar care e următorul cu 20? 2 Samuel, zice. Hai frate, 2 Samuel. E după 1, nu? Da. La 2 Samuel, bine că nu e 21, că e foamea de 3 ani. Deci să vedem în 2 Samuel, capitolul 20... Ideea este, Ioab omoară pe Amasa, dar eu nu la asta. Am citit un pic istoria aceasta și să vă spun ce am luat eu. Puteți să luați o altă idee de capitolul acesta. Știți că acolo e o răscoală, ăla face figuri, fuge, se ascunde într-o cetate, iar Ioab, comandantul oștirii, spune, uite care e problema, ne ducem și împreșurăm cetatea, ridicăm împotriva ei valul și ridică valul care atingea întărătura și poporul acum a săpat zidul să cadă și să-i nenorocească pe toți. Și apare lângă zid cine? O femeie. Ascultați, atunci când vede pericolul, o femeie, cum? Zice surorul, cum? Păi da, dacă vă uitați în Biblie, că da, o femeie înțeleaptă a început să strige din cetate. Ascultați, spuneți vă rog lui Ioab, apropie până aici că vreau să-ți vorbesc. Și Ioab se apropie și întreabă, ea zice, Doamne, care e problema? Eu sunt o cetate liniștită, eu nu fac scandal, nu fac mizerie, de ce ai venit să mă distrugi? Și Ioab spune, nu cu voi am problema, problema este că voi adăpostiți răul între voi, păcatul pe cel care a adus nenorocirea. Și femeia spune, asta e problema, că noi acoperim ce nu trebuie, da. Ce rezolvăm? Și se duce și discută cu cine trebuie, zboară capul ăla peste zid
Rămâne cetatea în picioare, vieți salvate, fără cimitir, fără fanfară, fără dureri, fără lacrimi. Noi mai avem femei înțelepte. Amin. Toți bărbații ce trebuie să zică? Amin. Amin, le avem, da? Bun, femeile astea înțelepte își folosesc înțelepciunea pentru ce? Nu se pune problema dacă avem sau nu femei înțelepte. Noi avem femei înțelepte. Slavă Domnului pentru asta. Întrebarea, soră, este ce faci cu înțelepciunea care ți-a dat-o Dumnezeu? Că îți poți folosi înțelepciunea să distrugi. Îți poți folosi înțelepciunea să-ți faci o imagine ție. Îți poți folosi înțelepciunea la nu știu ce lucruri, poate chiar lucruri. Și îți poți folosi înțelepciunea să salvezi. Știți ce spune înțeleptul? Cel înțelept câștigă suflete. Ăla nebun le pierde, le lasă. Dar înțeleptul câștigă suflete. O să vă spun aceasta mereu. Hristos ne-a lăsat pe pământ să câștigăm oameni pentru împărăție. Amin? Mă uit la ce facem. Și de foarte multe ori dovedim că suntem capabili. Frate, nu știu ce se întâmplă, că suntem tare tolomaci în cele spirituale. Și eu luam clasic două cazuri așa clasice care le înțelege oricine. Dacă nevastă-ta își propune la grupul de surori să le învețe să facă o prăjitură, reușește sau nu? 100%. Dar care e secretul ei? Știi, prima dată fetelor zice, fetelor, am găsit o prăjitură faină, cu tare, nu știu ce. Ele, ai mă, că n-avem timp, că nu cu tare. Dar crezi că se lasă? Le duce o bucată, tu, să vedeți, vin și eu, vă dau... Și atâta se ține de capul lor, că în două săptămâni toți mâncăm alba ca zăpada, ca să nu zic da. Felicitări! Știi să-ți folosești înțelepciunea, să-i captivezi pe ceilalți, să-i motivezi să faci. Întrebarea este, de ce în cele duhovnicești nu e așa? Adică nu sunteți aceleași voi. Când e vorba de bărbați, noi cu mașinile și jucăriile, dronele, avioanele, cum ne lămurim noi unul pe altul, știi? Dacă și-o cumpărat unul un tip de mașină, imediat, băi, îți bune, dar asta, să vezi cum pornește, să vezi cum oprește, îmi arăta mie unul, cu ce o vrut să mă impresioneze? O să vezi ce beculeț albastru are la bord. M-am uitat la el. Și tu vrei să dau eu bani pentru un beculeț albastru? Aveam unul în biserică care pentru 100 de lei și pe mine mă umplea de becuri. Ăla să-mi cumpăr mașină. Dar de multe ori, nu neapărat mașini de condus, dar când e vorba, poate de o unealtă, de ceva. Atât discutăm un lucru. Bă, ia-o și probează-o, ia-o cu tare. De ce în cele duhovnicești nu suntem înțelepți când e vorba de salvare? Deci, băi, vorbește și tu cu cineva despre Hristos. Bă, n-am timp. Cum n-ai timp? Și zice, bă, dar vrei în spital să ai timp, vrei cu tare, fă-ți timp, vrei să te ajut eu să-ți faci timp, ce ai de lucru? Păi am depus 4 plăci de faianță, 2 ți le pun eu, 2 tu și alea 20 de minute care le-am salvat, ne ducem și discutăm cu cineva despre Hristos. Ar fi o variantă, nu? Spune, nu știu. Păi spui, te învăț eu. Fii atent, tu ești evanghelistul, eu sunt păcătosul. Hai începe, nu știu. Păi încearcă cu ceva, vezi, te pocnesc. Apropo, dacă în toate domeniile în viață învățăm și facem practică, de ce ar fi rușinos să facem practică la evangelizare? Eu chiar v-aș propune într-o joi seara, dacă frații nu dau năvală la evangelizare, că nu știu, spui, nu acum venim, îi chemăm pe doi în față care pricep să le vândă niște ponturi, că așa e, totdeauna înveți de la experți, învățăm de la Iisus, învățăm de la Pavel, și acum spunem doi câte doi. Tu ești pocăită, nu? Alegeți-o nepocăită. Și încerci să vezi ce bețe în roate, ce zice, cum îți zice, că dacă ai făcut un pic de practică aici, zici, băi frate, eu zice, nu prea mers cu asta. Bun, dar tu unde ai greșit? Păi și eu puteam să zic așa, ai probat odată, de două, trei, a patra oară? O să spui, frate, dar uite, mi-a ieșit. Că și când faci gogoș, nu ți iase din prima, știi? Adică dacă faci din prima gogoș, s-ar putea să-ți iasă gogoș cu brânză, chiar dacă n-ai pus brânză în ei. Eu am pățit asta când am fost copil, știi? Prima dată am crezut că e cu brânză, da? Erau necoapte. Atât am mulțumit lui Dumnezeu că era lângă o sobă de teracotă.
Nu putea înghiți aluatul ăla, știi, și până s-o întors Doamna, eu băgam acolo pe foc, de numai Doamna crezut că-s bune gogoșele, știi, dar... Nu, dar prima dată așa de încântat am fost ascuns cu brânză, dar n-aveam miros de brânză și apoi mai mult. Dar prima dată ți-e așa, după asta ți-e, adică faci până când. Uitați-vă la o femeie înțeleaptă care a spus Viorele, pe mine, dacă Dumnezeu mi-a dat înțelepciune, eu vreau să-mi folosesc înțelepciunea pentru a salva. Știți femei care și-au folosit toate abilitățile pentru a ucide, pentru a distruge? Avem astfel de femei în istorie? Sigur că le avem. Apostolul Pavel spune, fraților, puterea care mi-a dat-o Dumnezeu, vreau să o folosesc pentru zidire, nu pentru dărâmare. Deci, 1 Samuel, capitolul 1, ce era acolo? Dacă ai făcut un legământ, ține-te de el. 2 Samuel, capitolul 20, folosește înțelepciunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu pentru salvare. Că e vorba de salvarea bărbatului, apropo, spui, frate, derbedeul meu, salvează-l. De asta te-a pus Dumnezeu înțelepciune în tine, ca să-l salvezi, da? Frate, copilul meu, salvează-l, nevasta mea, salvează-o, da? Știți că scriem psalm, el îți izbevește viața din groapă. Dar cum? Dumnezeu ne poate arunca în groapă prin cineva și ne poate scoate din groapă prin cineva. Și unii sunt în gropi financiare, alții în gropi spirituale, relaționale. Spui, frate, mie Dumnezeu mi-a dat înțelepciune să scot, să ridic, să înalt, să zidesc. Care e următorul 20? Întâi împărați. Asta unde e? A, tu le iei la rând. Întâi împărați 20. Nu, aici ce-o fi? Biruința lui Ahab. Da, așa, bun, ia să vedem. Și ai voi idei de acolo? Sunt multe idei aici, nu? Ce idee mi-ați dat voi mie, că atunci vă spun și eu. Da, uite, eu vă spun un lucru care pe mine m-a ajutat, l-am și găsit. Dacă nu spuneți voi, în versetul 11, împăratul lui Israel nu era cel mai bun împărat. Dar în situația aceasta, Dumnezeu se îndură de el, da? Și când împăratul amenință, versetul 10, Ben-Hadad a trimis să spună lui Ahab să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă va ajunge praful Samariei să umple mâna întregului popor care mă urmează. Ce înțelegeți de aici? Ce înțelegeți? Eu înțeleg așa, împăratul spune, băi, tu habar n-ai cu câți vin eu. Deci eu cu atâta armată vin... Că dacă fiecare ar vrea de pe uliță să ia un pumn de nisip, n-o să le ajungă. Eu o să am atâția oameni că n-ai tu atâta nisip și praf câți oameni aduc eu. Ești terminat, ar trebui să te supui. Și auziți ce zice împăratul lui Israel. Cine încinge armele, să nu se laude ca cel ce... le pune jos. Cum ați traduce altfel? Cine începe ceva, să nu se laude ca și cum ar termina. Asta ar trebui să ne dea raționament sfânt și un pic de smerenie, sau mai multă. Uitați cum aș zice eu. Cine începe facultatea, să nu se dea mare ca și cum ar fi luat licența. Știi că intră unul acolo prin mila Domnului și el e mare și zice, bă copile, mai sunt 6 ani la medicină. Sunt o grămadă care încep și nu termină primul an. Sunt o grămadă care nu termină a doilea, alții așa. Nu te da tu așa de mare. Tu spune prin harul lui Dumnezeu, sunt la început. Și noi pe ceilalți, lasă să vedem după 6 ani, să vii tu cu țedulele și să spui prin harul Domnului am. S-ar putea să nu fie niciodată. Asta dacă e vorba de începutul unei școli, da? La familie, nu e așa?
Adică ăștia care se căsătoresc tineri, n-ar fi fain să ne judece pe noi ăștia bătrâni. Vai de voi, amărâților! Voi ați știut să trăiți viața de familie? Nu știți, voi nu știți. Până n-au copii să spună, voi nu știți să vă creșteți copiii, nu știți să vă purtați cu nepoții, nu-i nimic. Noi, ei au două zile de când s-au căsătorit. Dar zice noi? Eu dacă aș fi aici ca Ahab, aș spune, băi copiilor, duceți-vă în luna de miere, mâncați cu lingurița să nu vă fie greață. E fain ce ziceți voi, poate mai stăm de vorbă după vreo 10 ani de căsătorie, dacă tot așa de grozav sunteți. De ce zic asta? Pentru că într-o vreme când dădeam eu niște diplome, certificate de apreciere celor ce au trecut de 20 de ani de căsătorie, ziceam eu, au răbdat 20 de ani, dar nu înseamnă așa. De-aia am zis la unul, că eu dădeam de la 20 de ani în sus și vine unul de vreo 2 ani, zic că frate, dar Nia, de ce nu-mi dați certificat? Păi zic, de la 20 în sus. Doamne, că dumneavoastră știți ce greu, ni nouă. Știi, cu 2 ani, știți ce greu. Zic, nu, eu nu m-am prins. Zic, nouă ne-a fost tare, ușor, de asta ne oferim certificate. Ești la începutul vieții de familie, nu te da atât de mare ca și cum ai fi tu, serbezi 60 de ani de căsătorie și le dai lecție la toți. Mulțumește lui Dumnezeu, prin harul lui, cere îndurare. Ești la începutul unei școli, nu te da mare să-i judești tu pe nu știu cine. Dar dacă ești la începutul vieții de credință, haideți să vă spun una tare, îmi zice, băi frate, dacă mai fi cu noi, zice, numai să spun una. Mă pocăiesc eu, un tânăr, se pocăiește și îl întreabă nu știu ce la mărturisiri, știi, păstor acolo. Și eu mă duc în față, răspund la întrebare și apoi mă uit la biserică și zic, fraților, în caz că mai aveți ceva întrebări, sunt aici să vă lămuresc. Dar el și așa zice, domne, oameni înțelepți, să vă spun, mulțumim frumos, frate, domnule. El acum era acolo, știi, el nici nu a intrat în apă și el trebuia să-i lămurească pe toți. Acum nu mai poate lămuri, că acum își dă el seama că are el nevoie de lămuriri, da? Așa este și la închinare. Acum chiar să vă fac mărturisirea, de unde știu versetul ăsta? Eu am fost foarte mare critic în viață. Și pe la biserică, adică îi criticam pe toți de pe la anvon, aveam eu figurile mele. După ce m-am dus la școală, normal că îi mai criticam pe unii și pe alții. Mai trecea un păstor, o leacă mai în vârstă. Acum nu o leacă mai în vârstă, că oricum erau mai tineri ca mine. Dar nu atunci, dacă vedeai unul la 40 de ani, era expirat oricum. Și în timp ce mai îmi permiteam eu în minte, nu, că aveam o leacă de obrasă, nu zic direct, știi? Am citit versetul acesta. Cine încinge armele, să nu se laude ca cel ce le pune jos. Și a spus, băi, Viorele, tu încă ești în școală, mă. Nici n-ai gătat școală. Și ăștia sunt oameni care de 40 de ani poate sunt în slujire, în greutăți, în lipsuri, cu persecuții. Tu roagă-te lui Dumnezeu să fii tu ce trebuie peste 40 de ani, vezi-ți de treaba ta, nu judeca pe nimeni. Tare mult m-a ajutat. Un capitol care ne spune, auzi, vezi-ți locul și așteaptă finalul. Știți că undeva și Apostolul Pavel spune că să lăsăm până vine ziua Domnului. În altă parte ni se spune, nu judecați nimic înainte de vreme. Și când va veni Domnul, va scoate la lumină toate lucrurile. Acum, asta nu sună frumos. Eu vă spun ce suna foarte urât pentru noi evanghelici. Știți că într-o vreme mai era așa câte un ortodox, poate un preot sau ceva, când noi discutam și eram pe val și tot, și ziceau, așa mă putea enerva, mă zic, auzi, voi de cât timp sunteți? De 100 de ani? Mă zic, hai să mai așteptăm un pic. Vai, ce mă supăra. Adică, bă, frate, ce dacă suntem numai de 100 de ani? Tu crezi că la 200 de ani noi nu o să fim la fel de pocăiți? Hă? Ce zici? E bine că taci. Păi foarte, nu, acum nu mai e întrebare, acum m-am lămurit, frate. Deci dacă atunci credeam că noi pocăiți o să fim pocăiți până în măduva oaselor și dacă trece 1000 de ani, acum știți ce spun?
Măi, au trecut 20-30 de ani și la unele capitole suntem varză. Suntem atât de răi că nici nouă nu ne vine să credem. Păi dacă mai prindem 100 de ani? Mă tem să nu fim și noi istorie, numai cu... Mi-a rămas în minte, atunci mi-a rămas în minte că nu mi-a venit să cred urechilor, acum vreau, nu vreau, mă aduc aminte din când în când. Era prin 80, eu am ajuns păstor la biserică la Arad, discutam la comitet, în general discuții frumoase, dar aveam și opinii, noi aveam dreptul să dialogăm, să avem opinii, dar să rămânem frați. Nu știu ce subiect a fost și unul din frați a fost un pic mai cu duhul așa al ăla. Domne, l-am văzut pe ăla, dacă nu vine cu noi, să-l oprim. Și Domnul spune, băi, dacă e ca și voi, ce dacă nu e în gașca voastră? E bine că e de partea mea. Dar duhul ăsta încă persistă. Și dacă nu e ca noi și nu are băncele ca noi, îl băgăm în iad. Și un frate în vârstă, liniștit, care... Fii atent ce spune fratele meu. Zic că, fraților, dacă noi adoptăm gândirea asta, n-o să treacă mult și dintre baptiști o să se rupă un grup de oameni care să-L caute din toată inima pe Dumnezeu, iar noi ăștia o să-I persecutăm. Bă, nu se poate așa ceva. Mai trebuie să așteptăm sau am ajuns acolo? Păi n-am ajuns că noi ne prigonim unii pe alții. Dar nu că suntem pocăiți. Ne-am format niște ritualuri, Domnul să ne ierte, care poate cândva au ajutat. Și acum, frate, dacă n-ai pus microfonul, ca să zic așa acum, dacă ai venit cu vioară la noi, ai zburat. Adică ne-am făcut niște reguli, păi unii ajung să fie mai persecutați de frații lor decât au fost persecutați de alții. Pentru că nu suntem atenți și noi credem. Care ar fi rugămintea mea, că este din Cuvântul lui Dumnezeu? Să păstrăm întotdeauna o atitudine smerită. Și dacă astăzi suntem foarte bine și ne credem noi mari și tari, să spunem ca Pavel, prin harul lui sunt ce sunt. Și ce voi fi mâine? Depinde harul lui Dumnezeu. Învățați voi tineri, învățăm noi. Știți că românii au proverbe, multe luate din Biblie. Nu striga ho până... Așa și în cele credincioase. Haideți să fim smeriți, să vedem, să spunem, prin harul lui Dumnezeu astăzi suntem bine. Ce va fi mâine nu s-a arătat încă. Următorul capitol. Trei am avut deja, mare lucru. Surorilor, ați găsit ceva sau nu? Cum? Psalmul 20. Da, e capitolul 20 din Psalm. Felicitări! Da. Acum, ce idee mi-ați dat dumneavoastră de aici? Știe cineva pe de rost Psalmul? Să te asculte... Îl știm, îl știm, îl știm. Da, aveți grijă ce urare îmi face, că eu... De multe ori m-am gândit, când lumea tot mă mura cu psalmul ăsta, că să te asculte Domnul ziua necazului. Ziceam, dar eu nu vreau să fiu în necaz. Adică de ce să mă asculte Domnul ziua necazului? Să mă asculte în ziua bucuriei. Deci dacă m-aș duce pe ideea aceasta, știți ce aș învăța practic? Fă urări în funcție de situație. Nu fă urări numai de dragul de a face urări. Și are foarte multă logică. Te duci la nuntă, nu? Și zici, Domnul Iisus să vă mângâie. Mirilor, normal. Nu că n-ar fi bine și că n-ar fi înțelept, dar totuși, măcar în ziua anunții, nu băga mortul în casă la ei, știi? Bun, te duci unde, te duci la mormântare și faci urările de la nuntă. Deci noi, chiar din Biblie, luăm așa niște urări, dar nu te uiți în situația în care este omul. Nu mai facem urări că ne-a plăcut nouă. Păi mi se pare normal. În momentul în care omul e în necaz și vezi că strigă necaz după Dumnezeu, atunci are foarte multă logică Dumnezeu
să te asculte în ziua necazului tău, da? Dar dacă nu e în necaz, fă-i o altă urare, să te ferească Bunul Dumnezeu de orice necaz. Sănătatea ta să țină cât? Toate zilele tale. Adică există foarte multe urări, să nu intrăm numai niște șabloane, că noi o știm asta și gata, asta o zicem și la mire, și la mireasă, și la mort, și la viu, și la pensionare, și la intrare în slujire, și la toate. Mă uit aici, eu cred că David specific... Bun, haideți să vă întreb. Psalmul 20 e binecuvântare sau blestem? Cum credeți că l-a scris David? Ca binecuvântare sau ca blestem? Urarea pentru binecuvântare sau pentru blestem? Pentru binecuvântare. Nu ascultați. Să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare. Tu n-ai dat niciunul. Asta ce-i? Binecuvântare sau... Deci să-și aducă aminte, Domnul, că n-ai dat niciunul. Păi asta dacă vrei să-l binecuvintezi la unul care știi că aduce, Domnul să primească. Dar la unul care n-aduce nimic și zici Domnul să primească. Normal că zici la mișto. Poate se trezește. Bă, vezi că Dumnezeu s-ar putea, da? Să primească arderile tale de tot. Păi el nu a adus niciuna, da? Să-ți dea ce-ți dorește inima. Nu zi la un păcătos. Să-ți dea Dumnezeu ce-ți dorește inima. Mamă, ce-i dorește inima lui? Păi nu, la un păcătos îi spui să-ți dea Dumnezeu o inimă nouă, iar la un om cu inimă nouă spui să-ți împlinească Dumnezeu, pentru că sunt dorințe bune, da? Deci, de aici, dacă vreți, ideea mea este să facem urări înțelepte, potrivite cu situația și să ne bucurăm de biruința celor care trăiesc vremuri de biruință. Că spune acolo, atunci ne vom bucura. Dar chiar ar trebui să facem urări. Recent am găsit, mai eu atâtea foi deschid în calculator, atâtea file că le mai și uit, una din ele scrie saluturi între frați. Știți câte saluturi putem găsi noi frumoase între noi, în afară de cele pe care le avem? Dar asta ar trebui să ne frământăm un pic mintea, știi, când găsești un verset frumos, scurt, cu orare, să spui, bă, într-o situație, ăsta ar fi bun, știi? Așa îl salut pe fratele, că altă pace, 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 zice, tot ne duce. Bun, care e următorul capitol? Că ultimul rămâne mie. V-am luat timpul și nu v-ați gândit. Doi împărați 20. Da, acum cam știți pe unde să vă uitați, că nu, v-am spus, nu toate. Dar cărțile astea, cu împărați, cu cronici, astea au 20. Doi împărați 20, aici e de bine sau cum e fie? A, boala și însănătoșia lui Ezechia. Da, aici m-am uitat și vă spun foarte repede. Sfatul meu, cere pachetul întreg. Cere pachetul întreg. V-ați prins la ce mă refer? Nu, vă explic. Ezechia trăiește o viață frumoasă. Dumnezeu este onest cu el și spune Ezechia, pregătește-ți casa că se încheie. Ce face el? Aleluia, slăvit să fie Domnul, eu vin la tine, la glorie. Ce face Ezechia? Plânge și se roagă. Vă place ce spune în rugăciunea lui? Când vorbește despre viața lui, vă aduceți aminte cum vorbește? Foarte frumos. El nu zice nu ți-adu aminte, noi tot pe asta, nu ți-adu aminte, Doamne, nu ți-adu. El spune, nu Doamne, vreau să ți-aduci aminte. Adu-ți aminte că am trăit așa, am trăit frumos, am făcut foarte, foarte frumos, poate vorbi despre viața lui. Și Dumnezeu nu zice, nu-i adevărat. Bă, frate, să ajungi la finalul vieții, să poți spune ca omul acesta, Doamne, știi cât de frumos am trăit. El, în loc să spună, Doamne, sunt gata să mă duc, dacă tu hotărești așa, că mă duc cu un CV frumos, el spune, Doamne, mai vreau viață. Mai vreau viață. Și Dumnezeu ce face? Îi dă viață. Și tot ce-a făcut înainte pătează. Păi eu de ce am zis cere pachetul întreg?
Dacă Dumnezeu spune, vii acasă, tu spui, Doamne, dă-mi viață, nu-i cere numai viață. Spui, Doamne, dacă ar fi după mine, mai vreau 15 ani, dar ce te rog? Nu mă opri minte aici și tu mai îmi dai 15 ani. Dacă îmi dai 15 ani, pentru cei 15 ani ce-mi dai? A, și înțelepciunea necesară pentru următorii ani. Că dacă tu îmi dai numai ani, dar nu îmi dai și minte, adaugi numai ani, adaugi minte, eu irosesc. Cu părere de rău vreau să vă spun că poate au fost, poate, sigur au fost, nu ca judecată, doar ca învățătură, asta a fost pentru mine. Slujitori care poate au slujit 25 de ani foarte frumos și au mai vrut ei musai 5 ani, dar nu i-au chemat Domnul. Și în 5 ani au stricat tot ce au făcut. Păi nu atunci, zic, Doamne, mai vreau să stau 5 ani aici, dar ce te rog? Dacă îmi prelungești mandatul, prelungește și mintea pentru noile situații, pentru ce va veni. Că eu nu mă pot baza pe ce a fost în trecut, a fost harul tău din trecut, pentru ce este în viitor. Dăm pachetul în trei. Unii își doresc mai mult financiar. Știți care este exemplul clasic la mine? Țarina unui om bogat o rodit de 100 de ori. Și mintea de câte ori s-a multiplicat? A, aceeași minte și de 100 de ori mai mult roadă. Ce-a ieșit? Nebun. Păi nu, spun, Doamne, eu, după mintea mea, mi-ar mai trebui un milion de. Am o rugăminte. Dăm pachetul întreg. Îmi dai milionul și ce-mi dai? Înțelepciune să știu ce fac cu milionul, să nu mă nenorocesc. Îmi dai ceva în plus, dacă nu sunt de acord. Ideal ar fi să spun, Doamne, asta hotărăști tu pentru mine, să plec, plec, asta hotărăști. Îmi dai sănătate, da? Zici, Doamne, e normal să cer sănătate. Bun, și ce să faci cu ea? Păi spun, Doamne, aș vrea sănătate, dar vreau să-mi dai și sănătate la minte, adică dacă tu mai îmi dai ani de sănătate, eu ce fac cu sănătatea asta? O folosesc pentru mine, adică o risipesc, o folosesc împotriva ta, sau îmi dai sănătate și îmi dai înțelepciune să folosesc sănătatea aceasta pentru gloria ta. Deci rugăciunea nu este, Doamne, dăm asta. Doamne, dăm asta plus tot ce este necesar, ca după 15 ani eu să spun, Doamne, mi-ai dat 15 ani. Ții minte ce ți-am spus acum 15 ani. Până atunci am făcut asta, am făcut asta. Acum, Doamne, în ultimii 15 ani, prin harul Tău, am făcut mai mult și mai frumos. Cum am zis, cere pachetul în trei. Ca multe capitole mi-ați dat. Hai să o luăm de la capăt, să văd, să nu mă buiguiesc și să nu mai știu. Primul care a fost? 1 Samuel 20. Astea cu 20 sigur le țin minte. Da, deci 1 Samuel 20. Care era ideea? Ai făcut un legământ, ține-te de el. 2 Samuel 20. Dacă Dumnezeu îți dă înțelepciune, folosește-o pentru salvare. Suflete, familii, tot ce e, pentru salvare. Înțelepciunea trebuie folosită pentru salvare, nu pentru ucidere, pentru dărâmare. Dumnezeu este proviață. Următorul care era? 1 Împărați 20. Îți vezi locul și aștepți finalul. Mulțumesc. Nu te dai tu mare, tu acum când ai și luat carnetul, nu zic nimic de ăștia cu școala de șoferi. Dar am auzit, știi, că l-a prins poliția pe unul și circula cu viteză și o să că dumneavoastră, o să că vă mărturisesc, în viața mea n-am făcut ce am făcut astăzi. Ăla știi, doar nu era, o să că normal că ți-ai luat carnetul acum. Dar ați văzut că teribiliștii sunt ăștia care au de două ori carnetul și ei sunt mai tari ca Schumacher. Păi lasă-l pe ăla care a condus un milion de kilometri să spună, prin îndurarea lui Dumnezeu am condus un milion de kilometri și suntem ok. El a condus 50 de metri și el ne spune cum să, da, smeriți, dependenți de harul lui Dumnezeu. 2 Împărați 20.
cere pachetul întreg, complet. Următorul capitol, haideți că mai am minute acum, mai am 20 de minute, uite să. Cum? Iosua 20? Ce e acolo? Iosua 20. Cum? A, Psalmul 20, așa, soră, că mi s-a părut că am pierdut ceva. Mulțumim, Psalmul 20, când fac urări, să le fac cum trebuie, da? În funcție de situație, că Biblia are urări pentru fiecare situație. Și recomandarea mea, că v-am spus că mie tare mult să-mi fac urări, unii cam așa urează, o să sănătatea ta să sporească cum sporește sufletul tău. Eu zic, mă, dar unde știi tu cum e sufletul meu? Păi el cam așa zice, dacă sufletul îți încârje, paralizat să fii și tu. Bă, la, în primul rând, dacă vrei să-mi faci o orare, zic, frate Iuga, sufletește cum ești. Păi ești beteag de numai. Nu, atunci stai când schimb urarea. Dacă spune, Doamne, sufletește, sunt bine cu Dumnezeu 100%. Nu, așa să fii și trupește. Dar dacă eu stăt în cârje și mă tăresc pe jos, mai urează-mi să fiu și cu sănătatea și atunci am mai împachetat și în Hristos, da? Iosua 20, cu cetățile de scăpare. Nu, ce ai scoate de aici? Îți spun eu ce aș scoate. Oferă șansa iertării. Oferă șansa dreptății. Oferă-i celui ce a greșit. Oferă-i posibilitatea măcar de a explica, de a face ceva. Știți care era rostul cetății de scăpare? Unul din greșeală l-a omorât pe altul. În mod normal, nu. Când Doamne afli, Doamne ferește, că unul, băi, i-a zburat securea în cap la copilul tău, ce-ți vine să faci? Să zici că șata a fost cu coada mai slabă și să zboare două înspre el. Că așa e, la mânie, nu, judeci. Și nu vrem să acuzăm. Dumnezeu spune nu. Cineva trebuie să vadă a fost o greșeală sau a fost intenție. Dacă a fost intenție, ne ocupăm noi. Dar dacă a fost o greșeală, omul plătește, dar nu plătește cu viața. Întrebarea, sunt oameni care greșesc lângă noi? Sunt oameni. Și ce ne vine nouă imediat când o greșește cineva? Să-l pognești, să nu se mai ridice în vecii vecilor. Uite și în Vechiul Testament, că nu era epoca Harului. Dumnezeu spune, nu, nu lucra repede, nu lucra la mânie. Dă-i șansa celui care este vinovat să-ți explice, să vezi care-i gradul de vinovăție și ce cartonaș trebuie să-i dai. Dacă trebuie să-i dai roșu, îi poți da roșu și mâine, nu e nicio problemă, nu trebuie să-l omori astăzi. Dacă trebuie să-i dai numai galben, analizezi, îi dai numai galben și vezi cum îl recuperezi. Văd că surorile sunt atât de pocăite și îmi permis să le pun o întrebare. Ce șansă au bărbații voștri când au greșit? Unde-i scăparea? La Domn, așa e, frate, că la soacră, nu la... Da, 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 vedeți de ce trebuie. Și erau mai multe cetăți de scăpare, că altfel, dacă nu... Cetățile de scăpare, dacă ați avea harta în minte, erau așezate strategic ca să poți ajunge la ele ușor. Că degeaba pui tu cetatea de scăpare, știi, vine nevasta și spune, ai șansă, dacă mă duci 3 luni acolo, îmi cumper 2 vapoare cu tare pe cetatea de scăpare, ești gata, știi, spui, nevastă, îmi pușcă mai aici, că n-am nicio șansă, adică tu îmi dai scăpare. Vedeți, Iisus, când a făcut pentru noi cetatea de scăpare, n-a făcut-o în așa fel să nu putem ajunge. De asta condițiile iertării sunt prin mila lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, ca să avem șansă toți. Amin? De asta vom fi vinovați dacă nu folosim șansa. Că Dumnezeu ne-a dat harul de a sta înaintea Lui, de a primi iertare și noi am banalizat, am ignorat lucrul acesta. E vorba de soț, soție, e vorba de părinți, copii, e vorba de păstor, biserică, biserică, păstor. Să știți, câteodată și nouă slujitorilor ne-ar prinde bine să ne dați o șansă măcar să vă explicăm. Așa pe cinstite, nu ai voștri, dar alți slujitori greșesc?
în relația cu biserica, cu un tânăr, cu o soră, cu un frate, cu comitetul, cu poate greși un slujitor. Și are vreo șansă măcar să spună trei cuvinte. Ultimele cuvinte înainte de, așa-i frate, întâi te împușcă și apoi te întreabă dacă ai fost tu sau ceva. Toți greșim în multe feluri. Și în relația cu Dumnezeu și în relația unii cu alții. Haideți să facem așa o cetate de scăpare, ca ălalalt măcar din casă, ălalalt din biserică să spună, băi, ăștia nu mă omoară, am o șansă în condițiile acestea. Dacă așa, dacă așa, dacă așa, pot discuta cu oamenii, vor analiza. Și poate chiar ar trebui să facem cunoscut lucrurile acestea, în ce condiții copiii au șansă. Păi poate să spui, băi copile, tu să ții minte de a ta tot un lucru. Minciuna la noi nu merge. M-ai mințit, ai încurcat-o. Dar dacă tu ești sincer cu mine, tu îmi spui adevărul, că-i bun, că-i rău, o să plângem împreună probabil, o să ne bucurăm împreună, dar dacă noi, tu respecti condițiile astea, tata o să fie lângă tine indiferent de. Corect? Dar în condițiile acestea. Să știe fata, să știe mama, să știe soțul, să știe soția și ceilalți din familie. Deci asta aș învăța eu din Iosua 20, să dau șansă celuilalt în condiții. Da, măcar șansa să vorbească înainte de a-l omorâ. Dar probabil ascultând pe cineva, o să-mi dau seama, stai mă, că nu, intenția a fost bună. Eu vreau să vă spun, mi-a rămas până acum, uite, mă aduc aminte, eram copil la școală, clasele primare, încălzeam cu sobă, că nu, măcar lemne aveam acolo, că eram aproape de pădure, și nu știu cum s-a întâmplat, în vacanță sau după, că tot s-au băgat hârtii, eu nu mi-am dat seama, în soba de teracotă au înfundat tot și eu, acum, profesoara n-a avut ea dreptate 100%, dar mie mi-a convenit foarte mult. Eu m-am gândit eu să aprind toate hârtiile din sobă, într-o pauză. Eu n-aș știu că soba tixită și infundată. Băi, frate, când eu am aprins, tot fumul a venit în clasă. Când a intrat învățătoarea, zburau avioane. Iar colegii super încântați, ce credeți că au făcut? M-a dat în gât. Cum a intrat? Iuga! Dacă m-ar fi pedepsit și toate, meritam, nu era nicio problemă, acum intenția mea nu a fost să fac fum, e drept și toate astea. Și știți ce nu o să uit? Știți ce o zice învățătoarea? De ce sunteți, bă, așa de răi și îl părâți? El a vrut să facă o faptă bună, să aprindă un pic de foc, să vă încălziți. Nu i-a ieșit, că nu știu cum. Că dacă ieșea căldura, la toți le plăcea, da? Atunci nu mai era iuga. De ce nu i-a ieșit și acum voi vă comportați așa? Că intenția lui a fost bună. Nu a vrut să vă afume. Mă, frate, ce mi-a picat la inimă. Am zis, nu-i chiar așa 100%, că n-am știut eu, nu, chiar intenție bună să-i încălzesc. Eu știu ce figuri am avut în cap, dar nici fumuri n-am vrut, fumigene, da? Dar uite ce înseamnă să-ți dea cineva un pic un credit, să spună, băi, nu a fost chiar așa de prăpădit. Acum, dacă îl și ascult și spui, băi, o ieși lucru rău, dar intenția a fost bună. Știți, surorilor, că noi greșim cu intenție bună. Noi tot la binele vostru ne gândim, Doamne iartă, dar nu ne iasă, da? Ce să zic la... Zic că ești cu capitole, punde. Noul Testament. Pe toate trei le-ai luat așa rapid la... Faptele apostol nu pot să mă leg de el să spun de ce. Că știi ce e în Fapte 20, te-ai uitat? Normal că te-ai uitat. Acolo Pavel predică lung și pică la... Și eu ce învățătură am luat de acolo? Nu predica până îi dai de pământ. Nu, așa, acum nu pot, că mai am câteva minute, dar aia e ultima. Cu nu predica până dai de pământ, aia, de-am zis că aia rămâne mie, da? Mai prins deja. În Matei 20, vă aduceți aminte ce scrie? E cu pilda lucrătorilor, a ieșit gospodarul, dis de dimineață, a tocmit, du-te în via mea, îți voi da ce va fi cu dreptul. Și știți care a fost finalul? Supărare și murmur împotriva stăpânului.
Că de ce stăpânul i-a dat și la necăjitul ăla un leu, cum i-a dat și mie? Și Domnul spune, auzi, de ce-i ochiul tău rău dacă eu am decis să fiu bun? Adică, haideți să vă întreb, dimineața când am semnat contractul, a fost bine cu leul? Aleluia! Băi, decât să stau toată ziua aici, deci eu bănuiesc că prețul acela era chiar bun, normal, că doar nu te obliga nimeni să te duci. O zic, măi, te duci și-ți dau un leu. Puteai să spui, șeful, nu mă duc. Eu dacă nu-mi dai 2 lei, nu mă duc, mai bine stau aici. Eu înțeleg că toți au fost mulțumiți și au semnat contractul. Când Dumnezeu are har cu mine și mă ia de acolo, slăvit să fie Domnul, că e bun, da? Seara stăpânul nu-și calcă cuvântul, nu ia nimic de la mine. Hotărăște la un alt necăjit să-i dea la fel. De ce o hotărât? Că-i bun. Haideți să ne ducem un pic cu mintea mai departe. Mă gândesc eu așa, Domnul știu necazul lor. Țineți minte, ăștia nu erau puturoși. Deci n-au stat toată ziua acasă, nu s-au dus la plajă și seara să vină, vai, n-am ce mânca. Ăștia de dimineață au stat în piață căutând de lucru. Nu i-a luat nimeni. Deci ei au vrut să lucreze. Nu m-aș mira pentru ei și au stat în piață să fi fost mai greu pentru ei alții. Poate ăștia mai lucrau o leacă pe la umbră, mai, dacă te-o și-a angajat, îți dea și un pahar de apă, ceva. Ăia la alții nu au avut nimic, acolo era vai de capul lor. Da? Și m-am gândit așa la un caz. Domnul se uită la unul și spune, băi, Ion ăsta are acasă 7 copii. Nu l-a luat nimeni. L-am luat eu pe la ora 5. Păi dacă eu îi dau numai un sfert, ce duce el la copilaș? Că nu-i ajunge de o mămăligă la 7 copilași. Și stăpânul spune, Doamne, dacă nu l-a luat nimeni și eu tot vreau să fiu bun și am de unde. Vreau să-i dau să mănânce și ei seara asta o tură de macaroane cu brânză, că de-atâta le ajunge. Și acum se umflă orezul în mine. Că de ce? Acum formulați-o voi, dar poate în limbajul Mântuitorului, când Dumnezeu e bun, nu fii tu rău. Nu fi rău dacă Dumnezeu e bun. Lasă-L pe Dumnezeu să fie bun cu toți. Dar am o întrebare. Să zicem că asta a fost joi. Joi, de dimineață m-a luat pe mine, pe fratele și pe fratele de la 8, mi-au promis 100 de euro pe zi, super fericiți, și v-a dat și vouă la final, da? Dar vineri, cum e vineri? Dacă vineri vă ia pe voi de dimineață și noi trei rămânem, suntem trei crai din răsărit și nimeni nu ne-a arvunit, da? Seara ne-am bucurat să ne dăie și 900 ca vouă. A, deci în dreptul nostru Dumnezeu nu greșește. Dumnezeu greșește numai când e bun cu cine? Cu alții. Când Dumnezeu ne iartă pe noi mărire Lui. Când Dumnezeu iartă pe alții, cum adică Dumnezeu iartă? Pe ăsta le iartă Dumnezeu? Să știm că Dumnezeu nu este părtinitor. Când Dumnezeu este bun, să nu fim noi răi. Și să vă spun mai simplu, Dumnezeu e bun tot timpul, așa că să nu fim răi niciodată. Să fim noi buni că suntem fiii lui Dumnezeu. Ai vrut, frate, Apocalipsa 20? Bine, nu știu dacă o să ne placă, dar nu o să mă bag la balaur acolo, că o să mă leg de ultima parte, chiar de ultimul verset. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. E clar? Păi pentru mine ideea clară, Viorele, fă tot ce poți și ține de tine să ai numele scris în cartea vieții. Uită-te în Scriptură ce trebuie să faci ca numele să-ți fie scris în cartea vieții. Dacă numele nu ți-e scris în cartea vieții, poți fi scris și la baptiști, și la adventiști, și la pentecostali, și la martori, te poți duce la toți să te scrii toate registrele, n-ai numele scris în cartea vieții,
Ești pierdut, sunt pierdut, iadă-ne mănâncă. Bănuiesc că știm cum ajunge numele scris în Cartea Vieții. Vezi, noi tot vorbim așa, Cartea Vieții. Asta cumva să înțeleg că este Cartea Vieții, adică e Cartea Vieții? Hai să fac așa, Cartea lui Iuga. A, Cartea Vieții. Ați putea să-mi spuneți cumva Cartea Vieții aparține vieții? Și cine este viața? A, deci dacă este Cartea lui Hristos, cum ajung eu scris în carte? Relația mea cu Iisus Hristos. Deci, eu m-aș bucura să știu că toți de aici avem numele scris în carte. Dar rugămintea mea, dacă n-ai numele scris în carte, uite tot ce am zis noi până acum, asta să te preocupe. Nu plec de aici fără să am siguranța că numele meu este scris. Mântuitorul spunea să nu vă bucurați de asta, bucurați-vă că... Poate nu o să vă placă, cei care avem numele scris în Cartea Vieții, mai știm și versete din alea, fii credincios până să ai parte de promisiunea și nu-i voi șterge nici de cum numele din Cartea Vieții. Dar să luăm cealaltă parte. Ați văzut că acolo nu se deschide doar Cartea Vieții. S-a deschis o carte, dar s-au deschis și alte cărți. Cei nemântuiți trebuie să fie interesați cum au numele scris în Cartea Vieții. Iar cei mântuiți, ce scrie în celelalte cărți? Știți ce sunt celelalte cărți? Cartea trăirii noastre. Ce am zis, ce am făcut. Și în funcție, Cartea Vieții spune dacă ajungi în rai sau în iad. Celelalte cărți spun câte lovituri primești sau câte răsplătiri primești. Primești o cetate, primești 6 cetăți, primești 10 cetăți. Noi pocăiți ar trebui nu doar să fim mulțumiți că ne-a iertat Dumnezeu. No, am eu numele scris în Cartea Vieții, nu mă mai interesează nimic. Păi nu te interesează pe tine, dar îl interesează pe Hristos. Că robul poate să spună, voi, eu acum sunt robul locutare, nu mă interesează. Cum adică? Dar îl interesează pe șeful. Eu sunt logodnic al locutare, nu mă interesează nimic. Vine logodnicul, spune, fată, dar mă interesează pe mine. Dacă ești mireasa mea, mă interesează pe mine. Cum arăți, ce faci, cum te comporți. Dacă e soția mea, mă interesează pe mine, dacă e soțul meu, ce te interesează? Păi mă interesează că e soțul meu, n-ai priceput. Pot veni copiii, nu ai voștru. O zic, tată, dar ce problemă ai? Păi zic, n-am nicio problemă, numai că ești iuguleț. Adică ce problemă am eu cu fiul meu? Și eu zic, dar ce problemă ai tu? Păi bă, omule, e numele meu, e relația noastră. Cum adică? Ce problemă am eu cu tine? Păi tu nu înțelegi că n-am cum să n-am probleme. Din moment ce ești al meu, noi avem o relație, avem bucurie, avem responsabilități. Așa suntem unii cu Hristos. Iisuse, dar nu am zis că mă pocăiesc. Acum, ce bai ai tu cu mine? Păi am bai cu tine că ești copilul meu, ești slujitorul meu. Eu îți pregătesc gloria, nu mă fac de rușine în fața îngerului și a tatălui că ai ajuns și tu de la Deva, de la Craiova, de unde? Știi, așa omenește vorbind, după unii dintre noi, știi cum ar fi? Când ajung eu în fața tatălui, știi, pe acolo, tăți drențoși, tatăl să uite, ce cauți aici? Și eu aștept să zică Hristos, lasă-l și până că și tu ăsta, că e tăta meu. Nu, nu, acolo nu ajungi bezmetic, nici drogat, acolo ajungi curat, fără pată, că cine nu urmărește sfințirea, nu-l va... vedea pe Dumnezeu, nu trăiesc cum trebuie, Hristos să spună, nu-L cunosc. Deci, să am numele scris în carte și apoi să am grijă ce scrie în cărți despre mine. E simplu, în cărți scrie adevărul. Nu exagerare, nici în sus, nici în jos. Iov neprihănit, scrie Iov neprihănit. La Pavel spune, am lucrat mai mult decât toți, asta scrie. La altul ce o să spună? O fost mai leneș ca toți. La alții știți cum scrie? Au primit har și au folosit harul lui Dumnezeu pentru destrăbălare. Și o să scrie acolo. Să avem grijă să folosim
harul lui Hristos pentru a fi în carte și apoi în cărți să se scrie numai de bine. Bine, rob bun și credincios. Mai avem 12 minute. În 12 minute ne putem ruga 20 de persoane. Aș vrea să ne rugăm 20 de persoane. Acum, dacă toți suntem cu 20 de capitole, da, fiecare câte o rugăciune scurtă. Din tot ce am spus în seara aceasta, ce ați auzit în cântare? V-a cercetat Dumnezeu printr-o cântare, v-a cercetat prin cuvânt, prin părtășia frățească. Spune un gând Domnului, de mulțumire sau de pocăință. Unul singur. Dacă fiecare spune un gând, ne rugăm în 7 minute 20 de persoane, nu vă dăm microfon, nu începeți cu introduceri, cu Doamne, Tu care ai creat Universul. Scurt, îți mulțumesc pentru sau ajută-mă să. Să vedem, trecem proba. Ne ridicăm și 20 se roagă. Haideți!